Sunt nutriționist Diana Artene, doctor în nutriție oncologică și haide să învățăm să ne hrănim după diagnosticul de cancer. Una din cele mai mari probleme pe parcursul tratamentului antiestrogenic a cancerului mamar este compilianța scăzută a pacientelor tinere față de administrarea adecvată pe termen lung a acestui tratament și mai nou acest tratament, fie cu tamoxifen, fie cu exemestan, anastrozol sau letrozol, trebuie administrat în cazul pacientelor diagnosticate cu cancere mamare mai avansate sau mai agresive pe o durată chiar și de 10 ani. Și dacă pe parcursul tratamentelor care sunt administrate pacientei, medicul poate controla administrarea reală a tratamentului, pentru că el îl administrează, în cazul tratamentelor pe care pacienta și le auto-administrează, complianța pacientei este absolut esențială. Și, din păcate, statisticile demonstrează că aproximativ jumătate din pacientele în tratament cu tamoxifen, anastrozol, letrozol sau exemestan nu își administrează adecvat tratamentul antiestrogenic, fie că renunță prematur să-l ia, fie că ba-l iau, ba-nu-l iau. Și la nivel pur oncologic, asta susține înrăutățirea prognosticului și afectează durata de supraviețuire a pacientei. Iar complianța pacientelor tinere este foarte, foarte scăzută, spre deosebire de complianța pacientelor mai în vârstă, fie pentru că au acces la foarte, foarte multă informație care contribuie la o stare de confuzie în plus față de cea generată de diagnostic, fie pentru că au foarte multe efecte secundare care nu pot fi adresate, din păcate, cu foarte multe lucruri. Pentru că dacă pacienta cu cancer mamar în tratament antiestrogenic se apucă ea așa de capul ei să își contracareze efectele secundare prin diverse suplimente alimentare, acestea de obicei au impact estrogenic care se bate cap în cap cu tratamentul și în per total pacienta va avea mai puține efecte secundare, dar mai puțin răspuns la tratamentul de care are nevoie din punct de vedere oncologic. Și de asemenea, o altă cauză pentru care multe paciente tinere cu cancer mamar au o complianță scăzută față de tratamentul, aplicarea adecvată a autoadministrarea, că aici este problema, că pacienta trebuie să ia singurică zi de zi, timp de 5-10 ani tratamentul și asta îi generează efecte secundare și asta îi afectează, al doilea lucru despre care vreau să vă spun este fertilitatea. Și, deși par așa un moft să vorbim despre nașterea unui copil după diagnosticul de cancer, multe persoane, din ce în ce mai multe femei, datorită lumii în care trăim, au carieră sau datorită modului care mai de care mai haotic de relaționare din ziua de azi, ajung la 30, 35, 40 de ani fără copii, au un diagnostic de cancer mamar și apoi se întreabă dacă mai pot să nască un copil și dacă ele știu că vor avea un tratament, cum este tratamentul antiestrogenic pe o durată de 5-10 ani, asta poate să le scadă complianța la față de administrarea adecvată a tratamentului. Vestea bună este că pentru persoanele diagnosticate cu cancere în stadiu inițial sau mai puțin agresive, tratamentul antiestrogenic poate fi oprit după 24 de luni, pentru o perioadă de 24 de luni, timp în care supraviețuitoarea de cancer poate să nască și să alăpteze, după care să reia aplicarea adecvată a tratamentului pentru toată durata de 5 sau 10 ani, în funcție de cum a recomandat medicul oncolog, în funcție de stadiul cancerului la diagnostic. Și această informație este foarte importantă pentru că dacă ignorăm faptul că pacienta are efecte secundare de la faptul că ia tratament antiestrogenic și astea de obicei sunt fie dureri musculare sau articulare, poate să apară iritabilitate, poate să apară asta mai mult de pe partea de menopauză indusă, poate să apară bufeuri, poate să apară transpirații nocturne, poate să apară tot felul de efecte secundare care influențează viața de cuplu. Astea sunt efecte secundare. Pe de altă parte, pierde sau
pentru prima oară în viața ei își dă seama că nu va mai fi mamă dacă nu are deja copil. Și asta poate să aibă un impact. Deci aceste două lucruri, scăderea șansei de a deveni mamă și efectele secundare, sunt principalele motive pentru care pacienta nu este compliantă față de administrarea tratamentului. Dar aș vrea să fac un pic un pas în spate și să menționez un al treilea motiv sau un al treilea mecanism pe care îl avem toți, nu numai pacienții cu cancer, și care cumva ar putea să ne ajute să înțelegem de unde vine această complianță intermitentă. Pentru că unele paciente renunță de tot, alte paciente ba iau, ba nu iau, în funcție de impactul și de statusul emoțional. Și se numește efectul de pendul. Ce înseamnă efectul de pendul? Înseamnă, sau înainte să vă spun ce înseamnă, haide să vă povestesc cum la cumva diagnostica științific profesorul Dan Ariely. Și a făcut un experiment foarte, foarte drăguț, în sensul că și-a pus studenții să stea la ieșirea dintr-un supermarket și a rugat pacienții care ieșeau din supermarket să persoanele, nu erau pacienți, scuzați-mă, s-au obișnuită cu termenul de pacienți, persoanele care ieșeau din supermarket să doneze bani pentru copiii săraci dintr-o țară din Africa. Și ce a observat profesorul și cu Dan Ariely și cu studenții lui a fost că persoanele care cumpăraseră broccoli nu prea erau de acord să dea bani pentru copiii din Africa. Pe de altă parte, persoanele care cumpăraseră chipsuri erau foarte darnice și aveau cumva portofelul mult mai deschis pentru astfel de donații. Și ce înseamnă efectul de pendul? Efectul de pendul înseamnă așa, că după ce am conștientizat că m-am comportat rău, o să vreau să mă comport bine. Adică, dacă am luat chipsuri, hai să dau niște bani pentru copiii săraci din Africa. Pe de altă parte, după ce m-am comportat bine, o să consider că nu este nevoie să mă comport bine în continuare sau că sunt cam dreptul să mă comport și un pic rău. Și această pendulare între bine, mă comport bine, mă comport rău, mă comport bine, mă comport rău, este un comportament pe care îl folosim cu toții. Iar pacienta mea, care are complianță intermitentă față de administrarea tratamentului, câteodată poate să zică, ok, l-am administrat, dar nu mai pot, că am prea multe efecte secundare și hai să-l opresc un pic, după care știu că m-am comportat rău, vin și mă sperii, fac de după aia zdrang, m-am dus, am luat tratamentul și eventual cu două gogoși la pachet ca să mă facă un pic să mă simt bine, am luat gogoși, acum iarăși mă duc în parte și este efectiv un efect de pendul care nu mă duce spre ceea ce vreau. Mă duce spre o eficiență scăzută a tratamentului pentru a avea un efect real. Am nevoie să-l administrez corect, exact așa cum l-a recomandat medicul oncolog și trebuie să fac asta, să găsesc cumva resurse, să fac asta timp de 5 sau 10 ani, exact cum trebuie, pentru ca să nu fac recidivă, să nu fac metastază, să nu fac un nou cancer. Deci, ce vreau să reținem din tot acest videoclip este că mulți dintre noi, sau toți dintre noi, toți, când ne comportăm bine, cumva credem că putem să ne comportăm și rău. Și când ne comportăm rău, cumva vrem să compensăm asta, încercând să ne comportăm bine. Dar dacă eu o să am asta este valid, este normal, este comun, dar dacă eu o să am o complianță scăzută față de tratamentul care îmi va salva viața, o să am o mortalitate crescută, o să am pur și simplu ceea ce nu vreau, o supraviețuire scăzută, o să am poate mai puține efecte secundare, dar cu ce beneficiu dacă asta va veni la pachet cu o metastază?